turist grav rănit după ce a căzut într-o prăpastie în masivul Bucegi. Tânărul în vârstă de 20 de ani din județul Argeș se afla pe munte cu bicicleta împreună cu alte două persoane. La un moment dat s-a dezechilibrat și a căzut 40 de metri într-o prăpastie în apropiere de vârful Omu. Prietenii săi au cerut ajutorul salvamontiștilor. Inițial, echipele de salvatori au cerut ajutorul elicopterului Smurt, însă acesta nu a putut interveni din cauza vântului puternic. Turistul a fost transportat de salvamontiști până la cabana Piatra Arsă, de unde a fost preluat de o ambulanță și dus la spital. Potrivit serviciului județean de ambulanță Prahova, bărbatul a suferit multiple traumatisme și contuzii la nivelul capului, coloanei vertebrale și mâinilor.